Mulcirea este o sarcină foarte importantă pentru a ajuta la crearea celui mai bun sol într-o grădină de legume. Prin dezvoltarea sănătății și structurii solului înseamnă recolte mai bune și recolte mai mari. Mulcirea are multe beneficii, îmbunătățește fertilitatea solului, crește retenția de apă și reduce burienile care concurează cu legumele tale. Alegerea celui mai bun mulci poate fi însă dificilă, deoarece există o varietate de opțiuni organice și anorganice disponibile. Adăugarea acelui strat de mulci pe suprafața solului ajută în primul rând la suprimarea și eliminarea burienilor, prin sufocarea burienilor mici și a semințelor de burien în sol, se reduce masiv populația de burien din grădina de legume. Acest lucru înseamnă că mai puține plante nedorite concurează cu legumele pentru apă și nutrienți și, de asemenea, mai puțin timp necesar pentru privitul în grădina de legume. Mulcirea organică adaugă substanțe nutritive în sol pe măsură ce se descompun. De multe ori sunt cu eliberare lentă și legumele pot beneficia timp de multe luni de pe urma eliberării nutrienților. De asemenea, se va îmbunătăți structura solului în ceea ce privește aerarea și drenajul, care toate se combină pentru a face o grădină de legume mai sănătoasă în ansamblu. Mulciul ajută de asemenea la reținerea umidității în grădina de legume, deoarece reduce evaporarea apei și menține mai multă umiditate blocată în sol pentru ca plantele să o folosească. Aspectul final este că utilizarea mulciului în grădina de legume poate face să arate grădina mai plăcută din punct de vedere estetic. Solul gol nu numai că arată neatrăgător, dar pierde multe substanțe nutritive prin eroziune, așa că acoperirea cu un mulci nu numai că face grădina să arate mai frumos, dar păstrează acești nutrienți vitali în pământ.